Culoarea albă, culoarea purității, ne aduce, vă prezint o pildă a purității și a noilor începuturi ce reprezintă culoarea albă. Într-un ținut, în care ideile erau lungi și zăpezile acopereau totul ca o mantie albă și strălucitoare, trăia o tânără pe nume Alina. Ea era cunoscută pentru inima sa pură, pentru optimismul și ei radiant. Alina iubea culoarea albă pentru că ea amintea de puritatea zăpezii și de posibilitatea unor noi începuturi. Într-o iarnă deosebit de grea, satul a fost lovit de o serie de nenorociri. O epidemie s-a răspândit rapid, iar oamenii erau cuprinși de diferite stări de frică. În fața acestei încercări, sătenii se simțeau neputincioși și nu vedeau nicio speranță în vindecare și renaștere. Alina, văzând suferința celor din jur, a decis să facă ceva pentru a-i ajuta. S-a dus la bătrânul înțelept al satului și l-a întrebat ce ar putea face pentru a aduce puritatea și speranța înapoi în comunitatea lor. Bătrânul, cu ochii plini de lacrimi și plin de înțelepciune și gânduri bune, i-a spus: Draga mea Alina, albul este culoarea purității și a noilor începuturi. În cele mai grele momente putem găsi puterea de a ne renaște și de a ne purifica sufletele noastre. Mergi și vorbește cu oamenii să-și deschidă inimile și să găsească speranță și puritate în alb. Alina a urmat sfatul bătrânului și a adunat sătenii în piața centrală, unde zăpada strălucea sub lumina lunii. Le-a vorbit despre puterea culorii albe și despre cum aceasta simbolizează puritatea, vindecarea și noile începuturi. Le-a arătat cum să-și deschidă inimile și să se elibereze de frică, găsind speranța în fiecare fulg de zăpadă ce cădea peste sat. Oamenii, inspirați de cuvintele Alinei, au început să se ajute reciproc și să își împărtășească resursele. Curățat și dezinfectat casele, au îngrijit bolnavii, au făcut tot posibilul pentru a duce vindecarea în comunitatea lor. Cu fiecare zi care trecea, satul începea să vindece toți oamenii, iar oamenii își recăpătau optimismul, speranța și bunăstarea, iar puritatea intra din nou în sufletele lor. Bătrânul înțelept a încheiat pilda cu următoarele cuvinte: Albul ne amintește că, indiferent de cât de grele sunt încercările, putem găsi mereu, mereu puterea de a purifica sufletele, indiferent de ce se întâmplă, și de a începe din nou să mergi mai departe, să lupți și să izbăvești. Să ne amintim că fiecare zi este o nouă oportunitate de a aduce lumină și speranță în viețile noastre și a celor din jur. Nu uitați, albul ne aduce puritatea. Albul simbolizează puritatea și noile începuturi. Importanța acestor calități în vindecarea și renașterea comunității, în renașterea noastră a tuturor, îl găsim în speranța și în momentele dificile. Albul există între noi.